Salutare, salutare, freșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de GTA Real Life pe serverul Case România Roleplay, alături de Deiu, salut, care este ministrul apărării naționale, freșanilor. Astăzi a zis să fac o surpriză și m-a băgat și pe mine ca agent SRI în brigada antitero. Să vedem ce o să reușim să facem. Deiu, hai să scoatem rapid o mașină și să mergem pe intervenție. Astăzi o să fim mascați, oarecum, între ghilimele spus. Văd că aveți și un jaf, hai să mergem rapid, Deiu. De acolo acceptăm. Mamă, cu asta mergem. E ok, ok, hai, dai. Dai. Aprinde girofar toate cele, hai. Hai, frate, pornește. Mamă. Pornește cazanul de mamă, poliția rămâne lui de o tată, ne facem de râs de eu. Hai, scoate X5-ul. Băi, mari ăla la serie X5-ul, gen. Am înțeles. Păi scoate ceva de la poliție, nu știu să mergem pe internet. Hai că așa tu ia la jaf acolo. Am înțeles. Și aveți toate detaliile serverului în descriere, vreșani, în caz de doriți să intrați, mamă. Uite, hai să iei rapid. Hai, în spate mă pun. Hai, dai, du-te. Da, deci fii atent. Vorbim cu el la început, dacă vedem că ridică tonul, intrăm tare, da? Dacă au static, încercăm să nu rănim o static-ul și să scoatem cât mai viu, da? Ca la procedură. La alta, stai ca muzica e la alta. Da, ia vezi acolo pe Waze. Mamă, dă-i și cu girofar, da? Da, da, îi dau grămadă tot. Da, bun, hai să vedem, vereșanilor, o să fie un episod mai special. Aveți și Instagramul lui Deiu în descriere acolo sau canalul de YouTube. Hai, dă-i acolo F5, dă-i F5, uite-am pe ăla. Să vină, Deiu, lasă-i. Hai, du-te, ce faci? Hai, bun, la... Ce că l-a luat deja cineva? Bă, cu aia e imposibil, mă, e imposibil. Du-te, mare, că du-te, că am pus eu, am luat eu, cred că. Hai, du-te. Nu l-a luat nimeni. Hai, de, nu contează, mergem cât mai mulți, hai. E de grămadă. Da. Cu pistoale prima dată, nu? Păi vedem, gen, cum se prezintă. Uite aici, jaful. Ok. Ce că ar fi jaf. Ok, hai să vedem. Opa, ai grijă. Stai. Da, stai un pic, mane, că nu pot să selectez. A, gata. Stai. Bună ziua, mă auziți? Bună ziua, da, vă auzim. Agent Andrei Vrăș de la Brigada Antiteror, SRI. Ce faceți, domnul, aici? A, bine, m-am gândit să știu niște bani așa puțin. Păi cum? Sunt puțin fericit. Domnul, doar ce a trecut Revelionul și deja v-a spus pe treabă. Tu ești terminat, nu am mine. Stai. S-a făcut cu lumea, credite. Trebuie să caut din mașină, că m-a picioarele. Dacă o static-ul pățește ceva, vom interveni în forță, domnul. Deci vă avertizăm de pe acum. Dacă nu faceți nimic greșit, nu o să pățească nimic. Deci noi vă avertizăm, suntem doi oameni înarmați. Dacă o să pățească ceva, dacă o să pățească ceva, o să intervenim în forță, da? Nu ridicați tonul la mine, stați în serie, n-aveți niciun drept să vorbiți, da? Ba, am drept să vorbesc. Domnul. O să chemăm și alte trupe de intervenție specială. Hai, dacă vreți. Bun, spuneți-ne, ce doriți să schimbă staticului? O după blindată. Ok, o să meargă colegul meu. Hei, colegul. O să meargă colegul meu să vă aducă o dublă blindată. Da. Eu o să rămân aici cu dumneavoastră, în speranța că staticul nu o să primească, să pățească nimic. Dacă pățește ceva, o să folosesc armamentul din dotare. Răspunde dacă mă stai așa. Ne-am înțeles, domnul? Mhm, da. Și din câte văd eu acolo, din câte trag cu ochiul, ce îmbrăcămintea asta, domnul, așa? V-ați deghizat? Ce, Halloween aici sau ce, domnul? Nu, domnul, sunt om opisit, sunt Pantera Neagră. Am înțeles, sunteți Pantera Neagră. La film, nu, domnul, nu. Bun, colegul meu v-a adus și Duba. Rugămintea noastră este să rugați o staticul, domnul static, să se ridice, să vină în cea către... Da, domnul. Spuneți. Dacă amândoi să stea într-o parte cu mâinile ridicate, nu într-o stânga și nu dreapta. Care este siguranța noastră că dumneavoastră nu o să folosiți armamentul pe care îl aveți? Păi care e siguranța mea că nu o să trageți? Domnul, foarte mult la static. Domnul, eu puneți pe mine pe Discord. Domnul static, puteți trageți în mine, așa că... Domnul, noi avem o procedură pe care trebuie să o urmăm. Noi n-avem voie să folosim armamentul. Păi procedura este... Ca să salvați-o staticul și ca să împiedicați jaful. Da, atâta timp cât dumneavoastră ne eliberați-o staticul, noi o să vă asigurăm faptul că nu o să pățiți nimic și o să puteți pleca cu Duba. Noi, în momentul în care o să ne eliberați-o staticul, o să fugim cu el, iar dumneavoastră o tuliți, da? Ne-am înțeles? Da, dar să nu... zic colegul... Du-te spate, du-te spate, stăga. Să pun armamentul. Deci fiți atenți, ascultați-mă cu mare atenție. Dumneavoastră o să liberați o staticul, o să mă duc el fără armă, atenție, o să las arma jos, nu o să o scot, vă promit, dacă o să o scot puteți trage mine, da? Dar vreau ca
colegul dumneavoastră care s-a dus acolo după gol sau ce a făcut, colegul, să pună arma în portbagaj înapoi. Colegul a pus arma în portbagaj, domnul, tocmai ce ați observat și dumneavoastră. Ei, a pus-o. Haideți, domnul, nu avem timp. O să chemăm și unde e? Unde este acum? Este acolo la mașină, domnul. Este acolo la mașină. Nu-l vedeți dumneavoastră. Ok. Să plecați de la mașină și să... Haideți, vă rog, că nu avem timp. O să chemem și alte trupe de intervenție și o să fie în spre răul dumneavoastră. Sus, mă. Deci, încă o dată, aveți grijă pe cât puteți să nu pățească nimic staticul, da? Păi, asta depinde doar de... Nu! Stai, mai încep, mai încep. Așa. Două secunde, da? O să pun arma în buzunar, în toc, da? Am pus arma în toc. Da. Am pus arma în toc. Eliberați-o staticul, lasă arma, atenție. Staticul merge înainte. Ok, la mine. La mine. Okay. Merge cu noi, da? Hai. Ok, hai, du-te, urcă mașină, încetuți. Urcă mașină. Du-te, ok, frumos. Urcă mașină în spate. Ei, scoate-a. Bun. Băi, ieși afară, băi! Ieși afară. Hai, după el, hai. Colegul, hai! Urcă sus, hai! Du-te! Tu-ți morții, măi, hai! ce ministru! Hai, du-te! Pe intervenție, giro afară! Sirene, dă-i sirene, mane, râi! Tu ești de că s-a oprit, hai! Că-l văd, nu-l văd! Dă-i râi! Hai, că le-a oprit, dacă e! Domnul, ați pățit ceva? Hai, oprește! Daniel, futu-l în gură să fut eu! Hai, mă, Daniel! Hai că dau cu diglu până mâine, hai Twister. Am primit salariu. Forță. Vezi, domn, dacă ne facem treaba bine. Hai, du-te după el, în urmări. Dă-i girofar și sirena, mane. Domnul, sunteți sigur? Nu, frâne. Sunteți în siguranță, domnul, după el? Ați păstit ceva? Nu. Ok. Mulțumim dacă, dumneavoastră. Dacă sunteți în regulă, dacă aveți ceva probleme, trage pe dreapta că folosim armamentul. Trage pe dreapta, am spus. Bro. Oprește. Nu mă dau jos încă. Trage pe dreapta, că tragem. Către toate unitățile de intervenție specială. Avem nevoie de întăriri. Mate. Chiar dacă n-am spus. Simulă măcar. Da. Cred că sun eu, nu știu, să cred că e din COSA. Asta. Oprește. Uite cu aia că nu... Mamă. N-am pistol. Păi da, mane, că gina asta nu-i armă. Stai! Mane, dar ce facem, mane, că e blindată, mane, să m-am fut în ea. Mane, hai să chemăm întării, nu știu ce să facem. Mane, ne facem de râs de brigada antiteră, mane. Mai eu măcar o scupă la staticul. Da, măcar. Haide, colegul, să ducem o staticul rapid, în siguranță, la un garaj. Uite, mane, ieși, gura, măti, e că dau cu sniper, mane, dar... Domnul, haide, domnul, plecați capul jos, vă rog frumos. Trage sniperul. Stai că dau cu sniper, dă-te, mă. Uite, vine! Dai, mare, că, mă, te băgat în față, mi-am făcut morții, mă. Aoleu, stai că n-am. Hai, că ne-am auzit, ești nemorțit. Dar nu pot să iau arma, mane, what the fuck? Da, la ori, gata! Bine, colegul, hai! La ori? Dar nu pot să iau arma, nu știu de ce. Mai, trebuie să dai scroll în spate, la mașină. Dar nu, vezi tu, du-te tu, că nu pot să iau arma, nu știu de ce. Hai, că l-am luat, l-ai executat? Ok. Da. Ia, verifică-l. Stai așa, colegul. Lasă-mă crângăturile, mă. Hai, da. Hai să chemăm un echipaj de intervenție. Să-l... Dacă le iau pe sus, okay. Stai așa. Am pus un bandaj. Ok. Stai așa, să-l iau pe sus. Dar nu știu de ce, frate, dispare arma, nu înțeleg de ce. Man check. Stai așa, că păi, gen, oamenii, nu. Acolo avem pompierii. Domnul, sunteți bine de sus? Domnul, mă auziți? Nu mă, cred că mă aude. Bun, am luat colegul, hai sus. Du-te, că asigur spatele. Hai să mergem rapid. Mamă, că și de ce, frate? Adică, da. Intervenția aici, este și primul episod, vă dați seama. Trebuie să-l duce rapid, Vereșanior. Da, bravo. A fost ok, nu? Ce zici? Super. Ia zic cu metre, mai dai jafuri. Nu te pui cu brigada antitero. Cu dumneavoastră mă pun cu el, nu? Păi cred și eu că este superior ca mine, dar aveți grijă și la mine că... Haideți, domnul, urcați în mașină. Urcați, adică, hai.
Haide static. Ura. O să ducem o static cu o să ducem o static cu colegul la un garaj sau sunteți bine, vă ducem la un spital, ceva? Nu, domnul, la un garaj. Subi. Ok, haide să ducem la un garaj. Și pe dânsul ducem la secție, îl interogăm și facem tot sar penal, nu ceva probabil caz. Da, da, da. Este bine că n-a trebuit să chemăm întăriri. Mamă, ce-am lăsat pe ăla. Suntem niște oameni de excepție, domnule. Stați liniștit, domnule, facem datoria înspre binele dumneavoastră și a cetățenilor. Este ok aici, domnul? Da, domnul, vă mulțumesc. Taci acolo, taci acolo. O zi bună. O seară plăcută. Mulțumesc. Lasă că pe ăsta îl duce la bulău, știi ce rupu cu bătaia pe ăsta aici, nemoi, cum m-am intrat. Și de știu că mă arunci afară, șefule, îl rup pe ăsta cu bătaia. M-am rupt-o eu, ce? Păi ce faci cu metre? Iei oameni de pe stradă, dai jafuri, pe ne permitem, așa ăla după... Ăla era prieten de-al meu, avea gelarne pe știu. Nu mă interesează ce e, poate să fie și maică ta. Oh. N-are cum. Cu metre. A spus că putea să fie și maică ta și taică-to și unchiu-to și toată nația ta. Cu poliția română și cu agenții SRI nu te pui și cu ministrul afacerilor interne. Iro, mamă, ce prost nu este condus. Mamă, ce fugi, mane, mașina asta mă rog. Hai, hai. Ia te asigur zona, da? Da, nici asigur, mai că aici, aici nu are cine vină nimeni. Hai să mai mergem să căutăm niște player ceva. Bani, să da? Trăiești, colegul, să trăiești. Să trăiești. Ce faceți, ce faceți? Lasă, mi-a fost pe aici, nu trăiești nicio poză, tași mă. Ce se mai întâmplă? Îți trag două poze, știi cum. Hai, Mane, hai că vin cu tine. Îl băgăm aici la bolul rus. Ba, Mane, dă-i fost să-i face... Hai, colegul, mai prins ca unul. Hai să punem, Mane, să facem poză. Să punem să facem poză, ești nebun. Dă-i acolo sentință maximă. Așa. Mamă, dar s-a mulțit. Mă, are asta o traifă, l-am înțeles. Să trăiești, să trăiești. Ăsta pe lângă. Hei, trebuie să ai aici, stai aici. Înapoi, 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 înapoi. Domnul, domnul. Vă rugăm, dar, intrați de bună voie ca să nu ne puneți, da, ca să nu ne puneți în situația să folosim forța. Domnul, trageți acum în celulă. Dar voi ați intrat în SRI dacă nu știți să trageți. Bă, ce rău, băi. Treci acolo. Ăsta cine e? Spar fața. Ăsta sunt de poliție, domnul. Intrăm la untru. Intrăm la untru, băi. Domnul, vă rugăm să intrați de bună voie ca să ne puneți în situația să fuită. Vedeți, v-am spus. Da. Noi v-am rugat, dacă nu ați ascultat. Intrăm mai înăuntru, mă, ești doar. Intrăm mai înăuntru. Mai înăuntru atunci. Sunt înăuntru. Du-te mai în spate, am spus. Păi de ce? Mai spate! Ce vreau la mea? Dă-i acolo, dă-i să zacă, dă-i să zacă, dă-i să zacă până se potolește, ești nebun. Stai, așa. Lasă, colegul. Am mai mulți buși decât neuronii tăi. Păi cu metre, dacă mai comentezi mult, te ducem și în spate puțin. Nu cred că ai vrea să ajungi acolo. Că nu o să fiu doar eu. Păi nu, că nu o să folosim armamentul, o să folosim doar forța. Păi tot țită prost, băi. Ești cu buta, mi se vede. Da, domnul. Colegii, știu ce, să ducem puțin în spate, îi tragem niște... În spate, hai, în spate. Hai, în spate cu tine. Hai, trece în spate. Ieși afară. Lasă, deschide ușa. Hai, hai să lăsăm, hai să lăsăm. Hai să lăsăm. I-ai dat destul de taser, hai. Hai, dă-i acolo. Stai așa. Dar cu domnii ăștia ce-s aici? Ce se întâmplă aici? Ce faceți? Hai, domnul, ieșiți. Domnul ăsta ce face aici? Ieșiți de aici, hai. Domnul Chelios. Omnic, cum e? Colegul ăsta. E un bătăcel, vrea să se facă și la poliție, domnul. L-ai legitimat? Să trăiți. Care vreau să mă ocup eu? Eu vreau să înveți și i-am controlat, deci n-au nicio armă să mă menți în caz ceva. Stai. Out. Băi, nu vă bagiți, hai, afară. Colegul, mergem în spatele? Da, mergem. Da, mergem. Așteptăm. Ok, perfect. Hai, patrulăm noi doi și cu ăștia. Haideți, domnilor, părăsiți secția, vă rugăm frumos, să veniți în altă zi sau, nu știu, vorbiți cu ministrul apărării naționale. Cine e colegul? Mai vine un coleg, ca spatele. Care e problema? Ascult. Domnii vor să aplice pentru a intra. Păi ia-l vedeți pe site-ul orașului Discord, așa. Și... Da, hai, că hai. O să mă uit peste aplicație. Ei, domnilor, ce e aici? Ce se întâmplă? Ce faceți?
Rău. Cam multă gălăgie, domnilor. Colegul, ești ok? Mi-e răuț așa puțin, colegul. Domnilor, am o întrebare. Poți să închirez o mașină de poliție? Vă dau bani. Nu, domnul, nu. Nu aveți dreptul. Nu aveți voi. Aveți acolo magazin de mașini și uite acolo și dacă doriți, dacă doriți ca dacă să... Dacă doresc, am voie să o fur, mulțumesc. Da? Ia stai pe loc, am spus. Ia stai pe loc, am spus, că trag. Dar n-am zis nimica. Ce faceți? Ia prezentați-mi și mie un act de identitate, vă rog frumos, sau colegilor mei, vă rog. Stai pe loc, am spus. De ce să prezint Par recalcitrat și nu-mi place deloc. Dar ce v-am zis recalcitrat, așa? Aoleu, abuz în serviciu, doamne, abuz! Abuz în serviciu. Cum îți permis... Mă, sus! Dar ce-ți puțin? Cum îți permis tu unui... Bă, jandarmeria! Apără hoție! Stai pe loc, ați spus. Cum îți permis tu unui agent SRI să-i spui că fur mașina de poliție? Am glumit, doamne, nu știți de glumă. Ești în fața unei instituții, n-ai dreptul să glumești. N-am voie să glumesc? Nu, n-ai dreptul să glumești. Bine, pare rău. Stai pe loc, ați spus. Stai pe loc, o să trag, domnul. De ce să trageți? Prezentați-mi și un act de identitate sau colegului meu din dreapta. Bine, mă cheamă... Nu, oferiți-mi, colegul legitimează-l, tu te rog. Păi oferiți-mi, cereți-mi. Da, să se ceră. Două secunde. Păi da, ce facem, domnul? Venim și comentăm mă în fața secției. Mă cheamă Nașu Hurman, domnule, Nașu Hurman. Și am 45 de ani. Coleg, hai să patrulăm. Să trăiți, da, stați puțin, să rezolvăm. Să rezolvăm cu domnul. Ați văzut, domne? Noastră, ce faceți, domnul, aici? În fața mașinii. Poftiți, doamnă? Ce faceți aici, domnul? Stați, domnul, că mă doare burpa, stați. Încerc să-mi revin, domnul. Ok. Am amețit, domnul, nu. Hai, colegul, bine. Leșincul, de bunii. Bun, Andrei, unde ești? Unde ești? Eu sunt aici, în mașină. Hai, colegul. Alucinați. Doamne, dădeți-vă jos. Mama. Hai, colegul, hai. Lasă-ne pune. Hai, colegul. Hai, du-te. Hai. Bă, Deiu, deci cum îi legitimez ca idee? Capa. Da, capa și... Da, și acolo trebuie buletin. Mă, ce comentarii ești nebun la cap. L-ai văzut? Ce comenta băiatul ăla? Bă, băiatul, ai vorbit cu agenții aici, ești nebun. Cred că l-ai din Cosa. Hai să mergem puțin, dăm o raită pe aici. Tu știi, apasă capa și acolo admin animat cere buletin, de acolo pe cere buletin. Bine, lasă că o să te las pe tine că e lăguț un pic până rezolvă băieții. Da, știu. Da, mai are puțin. De stânga. Până unde mergem acum? Stânga, hai să dăm o raită prin stânga. Nu știu, mergem pe lângă fleca de lângă bancă. Ok. Și că fleca de lângă bancă. Scuzați-mă, de lângă poliție, îmi pare rău. Mă doare puțin capul, dar să audă și ăsta, man. Păi nu mai nimeni după noi. Mane. Oricum nu ne aude. Că mare, gen doar eu te aud. Hai să ne luăm după de la serie. Vrei să ne luăm după de la serie aia? Hai că nu-i pot să dacă aici. Olo, uitați, mane. Ești misterul. Ministrule. Twister, auzi, o întrebare. Da. Deci vrei să luăm insertul blindat sau ce vrei să luăm? Nu. Bă, la conduc eu BMW-ul. BMW-ul, ok. Dar ce vin după noi? Dar zile cu aia să nu mai vină. Lasă, mane, să vină, să ne urmărească, că poate va apar și le place să apară în episod. Hai, că știu aici, aici? Da, aici e garajul. Pe garaj când am gradul. E? Da, de aici ești, scoate acolo mașina. Gata, hai, sus. Asta, băiatul a dispărut? Mai de ce? Da. Apare, hai, da. De ce nu merge? Așa, lasă-mă, nu mă semnal luminoase mare, știi, ca să știe că nu. Hai să te. Dăm un semnal de alarmă. Mă, ne auzi, apasă repede pe Q, așa, de două ori. Ma, nice. S-a auzit? Mă, stai că... Nu. Da. A, uite, acum s-a auzit. Ia auzi. Da. Ia auzi. Vezi? Vine cu colegi aici pe intervenție, seriu, mare, haide! Uite, opa, care, ce-a făcut aici? E de la server. Ia unde mergem? Opa, luăm? Nu, că nu, ce cred în regulă. Opa. Hai pe la showroom, Da. Legitimăm niște oameni de acolo, vedem care sunt recalcitranți. Ce zici? Vedem, Twister. Bine, nici nu vreau să le facem gen să le dăm amenzi, asta nu, că până la urmă n-ai. Da, e numai rol pe așa. Da. Să știi că e poliție în oraș. Uite acolo, uite, în față este cineva. Da, de care viteză, ar viteză, dă-i. Dreapta. Ah, sau, în fine. Mașina-l? Mane, e pe harte, văd. Da, unde? Dreapta, vezi? Da, tot înainte.
Care dracu trage, mă? A, e acolo, să omoară pe acolo. Unde, unde, în față ai zis? În față? Da, tot în față, tot în față. Ăsta de aici, ăsta, stângă. Ăsta. Ăsta, ăsta. A, stai, 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 că nu, 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 nu. Dei, bă, care mâne? După ăla, mamă, cât de mulți aici, hai să-mi bag. Mare, pe stânga aici sunt mulți, pe stânga. Uai, că ne-am auzit. Hai repede, hai să vedem. Colegii, colegii, sunteți bine? Colegii, colegii, sunteți bine? Hai să chemăm rapid în echipaj. Hai să chemăm în echipaj. Stai că le dau eu, le dau aici, cam aici un bandaj. Asigurați zona, asigurați zona, asigurați zona, asigurați zona. Pe poziții, pe poziții, că ai scala procedură. Hai că procedură, că așa. Dați mâine. Mai liber, e liber, e liber. Ok. Mă duc. Mamă, ce... hai după ăla, hai după ăla, hai după ăla. Hai, hai, sus, 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 sus. Stai că... nu, mane, mane, mane. Mamă, ce... mamă, ce dracu. Hai, mane. Dă-i, dă-i, dă-i. Hai, mane, dă-i. Păi dă-i, mane, că tu ești la volan. Păi nu, da, dar nu mi-a presec. Ce? Auzi, care intervenție, mane. Mane, nu ne prea descurcăm, zici, acum. Le scurcăm, mane, vezi că eu nu pot, dă-i, dă-i să-l oprim, să-l oprim, mă-l oprim. Băi, iau, iau, ăla. Care, dreapta? Dreapta, dai, dreapta acum. Nu, mane. Aoleu. Aici, mane, aici, dreapta, unde? Nu, aici nu e, uite. Nici aici. Mai aici nu e nimeni, mane, e pe hartă. E sigur? Mai, de în față. În față, ok. Și stânga. Mamă, ce viteză are unul. Și mai iar stânga. Am înțeles. Hai. Trage dreapta. Hai, oprește, oprește, trage, trage. Mă duc după el, mă duc după el, mă duc după el. Oprește-l, oprește-l. Dei, dei. Ține-mi pe ăla, ține-mi pe ăsta. Coboară din mașină cu mine sus acum, coboară din mașină cu mine sus acum. Acum, 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 că trag. Gata, domne. Coboară din... coboară din mașină cu mine sus acum. Mâine sus, mâine sus, mâine sus. Ce-am făcut, domnule? Ce-am făcut? Viteză prea mare. Rămâi pe loc, rămâi pe loc, lasă tonul, lasă tonul jos. Hai, colegul, hai, colegul, hai, hai, Andrei, hai el pe ăsta. Stai, stai. Vă rugăm, păstrați liniștea momentan. Bă, unde pleci? Stai pe loc, stai pe loc, că drag am spus, stai pe loc, stai pe loc. Stai pe loc, stai pe loc. Domnul, eu n-am făcut nimic, ați intrat dumneavoastră. Păi nu vezi cum arată mașina, dar n-are ușă, n-are spart, parbrizul, spartul ăla. Nu vezi cum arată. Percheziționați-i și pe ăsta, vă rog, că părea suspect. Ok, hai, un pic la el. Bună ziua, domnule. Băi, ocupați-vă de ăsta. Haideți, mă ocup de ăsta. Asigur zona. Vede ce am făcut, că n-am făcut nimic. Păi frate, voi mi-ați făcut o accidentă, mine sunteți nebun. Hai că am dat, dacă așa. Da, nu pasă. Haideți, domnilor, vă rog să păstrăm tonul adecvat. Uitați, frate, și-a chemat minu, stai puțin. Prezentați-ne unul de identitate, vă rog. Stai, frate, și-a chemat minu, stai puțin. Lasă domnul adminul alea, că prezentați-ne unul de identitate. Eu sunt admin, eu sunt admin. Ia, ia, care problemă? Domnul, vă rugăm să părăsiți zona, vă rugăm frumos să părăsiți zona. Domnul, aici se desfășoară acțiunea poliției. Bine, domnule. Haideți, vă rugăm frumos. Asta o să scoată arma. Vă rugăm frumos, am spus, domnul. Domnule, eu merg în parc. Domnul, mergeți în parc, nu aici. Asta este parada dumneavoastră? Merg eu în parc. Haideți, vă rugăm frumos, nu ne puteți folosi forța. Bă, tu ai intrat în mine și după aia m-ați oprit degeaba. În parc, lent. Farmișcarea de... Să nu vă fure, ce faceți, domnule? Nu fura mașina! Aoleu. Așa, ce faceți, domnule? Asigurarea pentru spital. Haideți, domnule, că... Frate, n-am făcut nimic. Haideți, domnule, prezentați-o în identitate, vă rog frumos. Și rezolvăm noi după cu mașina și spitalizarea și asta. Tu ești terelasă, hai, cu ce drept, frate? Haideți, domnule, colaborăm sau... Tu ești reaș. Dar de bă și cătușează, ești nebun. Tot eu sunt altele. Cătușează, ești nebun. Ha, tu ești reaș, că ești misurat de copil. Ei sunt puțin mai brutale așa. Domnul, domnul, ne cu cine vrei? N-a venit și îndrept, domnule, să-mi ceresc pe bun. Domnul, ne puneți în situația care să o să mă cătușăm. Hai, tu ești reaș. Domnule, nu e bine ce faceți. Lasă. Bine, de data asta să trece cu vederea, ok? Data viitoare. Nu o să mai fie așa, bine? Bine, domnule, hai. Ok. Salut.
Unui agent? Lasă-l. Băi, Andrei, de ce nu l-ai încătut șaman? De ce agent de serie ești? Mane, lasă-l, că o chema Alinu, mizorat de copii de așa, care nu le bag nimica. Asta pare. Mane, 1027 e helper, eu sunt administrator, man, o chemat... Deci o sunat la admin, ca admin lângă el, man. Nu, dă-i pace, dă-i pace, lasă-l, hai, dă-i, fă dreapta. Lasă-l, mizorat de copii. La secție, du-te, că e la secție acolo cineva. Ce fac ăștia la secție? Hai, e scolit. Asta e, ăsta e Andrei. Dreapta, hai, lasă să stăm pe Andrei. Dă-i pace. Mane, Andrei, coleg cu mine, gen. A. Uite acolo, du-te. Nu, oprește, e zice dreapta, nu intră. A. Nu, mane, e jaf aici. Mamă, dar-ți mulți polițiști. Nu e jaf. Păi, mane, nici peste 60 de polițiști, pe tot secția. Facem academie. Totul bine, colegi, sunteți în regulă? Da. Tot ok. Trecut. Ok, să trăiți. Ia, hai. Te rog să... Forță episodul, să mor. Da. Hai, pe intervenție. Hai, du-te în față. Că pune în capăt imediat. Mamă, ești ok, vreșa din ora, adică mi-a plăcut. Păcat că l-a chemat, dar vine, m-a enervat ăla, mamă, m-a enervat rău. Opa, dreapta, dintre ăla, ăsta-i dreapta, dintre ăla. Ăsta e staticul, Mane, e staticul ăsta. Ok. Da, bro, ia să... Vreți să conduci tu sau ce? Nu. Bro, dar totuși să... Trebuie să cătușăm pe cineva. Băi, asta învață, hai. Ok. Hai după. Vine, după el. Mane, ce faci? Păi da, intră în el, ca păi da, intră în el, asta e mașina statului, ești nebun, nu ne interesează. Mai, cred că rămâne fără combustibil, că merge tot mai greu merge asta. Mamă, SRI, ești nebun. Hai că SRI, dacă așa. Unde e ăla tu, dreapta? Dă-i, Mane, sirenă. Mane, n-avem voie să... Mane, aici... Aici sunt colegii, nu e ok, Mane, e ok, colegii. Da, e ok. Totul bine, colegii, totul bine? Da. Ok. Hai, Mane, hai. Du-te, asta, du-te, dreapta, fă dreapta. Mane, păi abia merge mașina, what the fuck. Uite. Dă-i sirena. Hai, du-te aproape, prietene, du-te. Trage pe... Dacă oricum, Mane. Hai că mai aprinde... Acum, du-te. Cu i-optul, Mane. Mă, dar să iau mașina pe urmă, că sunt 6 de abia, e 5 de dracu' ăsta. Ne urmărește cineva din spate, cred. Nu urmărește nimeni. Păi, atâta trebuie să ne urmărească. Nu îl mai prinde pe ăsta nici mâine. Oh, Mane, merge greu. Mane, dar trebuie să încătușăm pe cineva. Ăsta îi pune cătușele direct. Păi am pus lui Justin, nu. Mamă, ok. Hai pe ăsta. Ăsta, trage. Oprește pe ăsta, dă-i. S-a oprit pe ăsta. Nu, Mane, l-a oprit. Ăsta s-a ascuns. Cine s-a ascuns? Uite, față, nu-i mașină, ce-i cu mașina? Ia. Unde mai vezi? Nu mai că e gen, eu îi văd pe hartă, vă poștă. Hai, unde mai vezi? Hai pe Andriuțu, să oprim. Trageți pe dreapta. Trageți pe dreapta, vă rugăm frumos, trageți pe dreapta. Eu mă duc. Rămâneți acolo. Pe dreapta. Eu mă duc. Mamă. Uite-și. Hai că frumos, dragi. Mă-i frică să te puși, Mane, mă-i frică să te puși pe tine, că gen... Da, e mic, doar e vai, nu-i bai, hai. Da, nu, că nu mai face răpe, hai, du-te. Mane, tu te-ai băgat, în loc să te bagi în spate, te-ai băgat în față, ești nebun. Mane, trebuie să blochezi din spate, ca să nu te... Da, dacă se ducea în față, ceea ce ai avut. Nu se ducea, crede-mă. Mane, gândești că gen logic. Ți-e mai ușor să duci și tai lui, vede că dai sugen, să te întorci, să cred că faci schemețul, știi? Unde e acum? Cred că e aici. Uite-l aici. Bun, hai, să nu scoat arma. Unde e? Aici, uite. Mă, sus! Mâine sus acum. Agent Andrei Vrăș de la Brigada SRI. Rămâi pe loc, nu mișca, am spus. Mâine la perete acum. O să facem o percheziunare, a fugit de noi. Mâine la perete acum. N-am fugit, doamne, dar nimeni eu. Pune mâine la perete, am spus acum. Și dacă nu, domne, ce faceți? Suntem cu arma pe tine. Și ce faceți, domnule, dacă sunteți arma pe mine? Domnul, vă rugăm, arma, vă rugăm. Colegi, urgent aici. Doi ure să mă agresează. Vă rugăm frumos, puneți arma. Hai, colegi, mai repede. Pune mâine pe repede, pune, mă, vezi că auzi. Bă, colegi, mai repede, colegi, mai repede. Pulcat, am luat căscuța telefon, hai. Ce vine că sunt local, domnule. Pune-le mâine la perete acum.
Față la perete. Nu fac tot nicio față la perete, uitați aici. Ok, le iau un drag. Uite, ei stau până vin colegi. Mă duc, pune-o la bani, hai mă, pune-o la bani. Până vin colegi. Hai sus! Stai că... Trece mai... Hai, tu-i strea. Agresorilor. Hai, gata. Hai, dar voi nu știți că, domne, că eu sunt aici, ai dotat, domne, cu GPS, că sunt un putan. Din acest moment nu mai e dreptul să comentezi. Ți-am luat scuta, nu mai am nimic. N-am GPS, domne. Dar, domnul, dacă mai vorbești atât de tare, că nu suntem atât de surzi, o să arătăm ție la secție. Cine, voi, nu sunteți surzi? De ce mai ales la zone? Hai, de. Vreau domnul, să domnule, te-am rugat, te-am rugat de bună voie să oprești, să tragi pe dreapta. Tu ai fugit de poliție și te-ai ascuns acolo. Dreapta. Stai, mă, adică știu unde sunt. De unde știam, domnule, că sunt eu acolo? Domnul, dumneavoastră, știți cu cine aveți onoarea să vorbiți în momentul de față? Știți cu ce instituție aveți dreptul să comunicați acum? Domne, seriu, domne, știu. Așa. Domne, eu vreau să mai bine dumneavoastră, zis, domne, pantimuci. Dumneavoastră, da? Dumneavoastră știți că seriu știe tot ce domne, se întâmplă în orașul ăsta și în lumea asta? Domne, eu vreau să vină colegul dumneavoastră de la Antimuci cu indicativ 26. Să vezi eu ce Antimuci îți arăt eu în secție. Domne, dacă și colegii dumneavoastră spun la fel. Dreapta. Domne, indicativul 26 să vină la secție, domne. Hai! Ce ai Adin? La bulău cu el. Ce, domne, la bulău? Zi-mă ce ai Adin. Indicativ, mă. Ce la indicativ? Hai, dur. Domnul, ați mai fost la secție, stai. Insignă. Domnul, ați mai fost la secție? Da, domne, am mai fost, învățat. Ok, bagă-l. Domnul care are pe insignă, mult, Andrei, numărul 2. Îi dau un minut, îi dau. Da. colegii, colegul, dacă te rog să rămâi, o să-ți facem o poză de grup, ceva, un selfie, bine? Ce? Da. Să facem un selfie, dacă te rog. Amândoi? Da, cu celălalt coleg de la serie. Imediat, da? Da. Dar să rezolvăm pe asta. Da. Ce s-a întâmplat? Ce a făcut? Păi a fugit de noi, n-a vrut să se legitimeze și a trebuit să-l încătușăm. L-am adus la secție. Ce-a făcut șeful? Ce faceți? Și acum ne comentează cu amenințări. Și am spus că dacă mai comentează... Păi dacă mai comentează... Dar n-am amenințat, domnule, eu vreau să vină... Eu vreau să vină colegul cu indicativ 26. Nu vine niciun coleg pentru că... Refuzat, domne, am drept să dau un telefon. Nu aveți niciun drept. Nu. Ba, drept, domne, că așa e legea. Haide, eu rezolvă și hai să facem. Hai, stai, bangă la închisoare, așa. Rezolvă-l odată pe cu mătru ăsta. Mamă. Te aștept aici sus, Andrei, să facem poză. Da, imediat. Mă sinucid. Hai, merge și la asta. Am luat eu. Ah, l-a luat cineva deja. Mă sinucid. Ce, merge să mor. Mane, hai să mergem la căla să sinucide cineva, hai. Mă arunc. Mane, cred că e toată mafia acolo și ne face schem. Nu, hai, nu contează, hai. Hai. Colegii. Hai, Andrei, hai. Motiv. Hai, te aștept în fața secției. Da. Domnul de la serie. Domnul. Da, domnul, să tăriți. Domnul. Da, spuneți, vă rog. După domnulile din închisoare, tot de prasul. Zic că ăla generic mă. Vă rog frumos să părăsiți zona acum. Păi nu e un loc public. Domnul staționați în mijlocul străzii. Ce, cum ne permitem? Am parcat. Așa, ok. Hai, Andrei, că s-a bucat și mașina. Stai, mane, că scăiesc cu o altă mașină. Hai, pe Justin, mane. Hai sus. Hai sus. De. Hai, colegul. Ei, că am urcat, de-i. Vezi că stau să vină după noi. De ce? Păi da, e Justin, genos că ne aranjează. Hai că ne aranjează, că așa te trebuie, de parchezul, iar aranjează o palmă, știi cum. Uite-le, din spate! Uite, sus. Ce face? Cum ajungem la el? Păi nu mai ajungem. Hai, stânga. Și dur câte pe pod, hai. Merge pe contrasens un pic. Stânga, fața dreapta, stânga. Da, stânga, de stânga acum, stânga, repede, blus, stânga. Să nu ne facă manevră. Oprim în față. Nu ne faci o manevră. Mane, oprește din afară, ce morți mi-ai faci? Nu merge să le opresc, s-o bugat. Uite. Și că nu merge să oprești. Nu merge, Mane.
Mane, pune avariile, mane. De Adrian asta de. Aoleo, stai cu gura. Mâine sus, mâine sus, coboară din mașină, mâine sus. Mamă, l-am executat. Mamă, iau încă doi. Double kill, ești nebun. Cheamă repede un echipaj să-i, hai, cheamă un echipaj repede să să ajutăm puțin. Nu mai vorbi pe jomane. Mamă, Twister, double kill, ești nebun. Domnul, m-au zis, sunteți bine? Ci că sunteți bine, n-a lăsat în cap, sunteți bine, e ok. Domnul, sunteți bine? M-au auzit? Cheamă colegul repede un echipaj de, de urgență. Mă duc și așa, la, mă duc și la celălalt. Mamă, întăriri. A, hai că am nevoie de întăriri. Nu mă, eu am sunat, mane, zici okay. Ce dracule să... Domnul, m-au zis, sunteți bine, chemăm întăriri dacă m-au auzit? Chemăm un echipaj murd? Mare, deci, iar ai accidentat tu? Nu, nu. Ce acum, iar ai jos. Mare, nu m-a acceptat că eu sun. Mane, hai că a lăsat și mașina aia. Uite, Justin e acolo, în spate. Uite, Justin, stai cu arma. Stai cu arma. Mane, cum se fac, cum fac să iau și eu armă, mane? Mai de pe scroll, mane. Da, dar nu mi se selectează gen arma aia. Cum nu? Nu știu, trebuie să mă la tab, ci ca, ci, asta, poate fac din portbagaj. Vezi de Justin, mane, vezi de Justin. Lasă-mă pe Justin, mane. Nu, uite, nu merge. Ar trebui să mă pun în spate, gen? Gata, merge. Hai, mane, ce faci? Mane, hai, hai să facem o poză amândoi aici de thumbnail. Hopa, hai. Hopa, cine-i? E sub noi, cred. Păi da, sunt colegi de-al noștri, morții mei, dar... Na. E un băiat acolo. Hai, mane. Da, așa. Bun, nu cred că e ok. Gen, nu. E bine, nu? Da, cam asta a fost episodul Vereșanilor. Vă mulțumim mult pentru atenția acordată. Eu am fost Andrei alături de Deiu și desigur ne vom auzi data viitoare. Pa, pa! Respect! Pa, pa!